Acțiunea României va continua să aibă un dublu rol. De stabilizare a Republicii Moldova și de consolidare a cadrelor instituționale și democratice din Republica Moldova. Și în al doilea rând, de ancorare politică, strategică, dar și fizică a Republicii Moldova în spațiul european. Am reușit să trecem în revistă toate proiectele care sunt în derulare și de asemenea am vorbit și despre proiecte de viitor. Cât ține nemijlocit de acest proiect pe interconexiunea și dezvoltarea proiectului conductei de gaze naturale Ungheni-Chișinău, vom face absolut tot posibilul ca acest proiect să fie realizat până la finalul anului 2018. În acest sens, vreau să vă spun că lucrurile merg așa cum ne-am propus. În scurt timp vom avea proiectul și vom începe la construcție nemijlocit. Deja știți că au fost semnate acordurile de finanțare atât cu Banca Europeană de Investiții, dar și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Și precum spunea domnul prim-ministru Grindeanu, chiar în timpul ședinței, domnul ministru Tudose ne-a spus o veste foarte bună, pentru că Comisia Europeană a hotărât să mărească partea grantului prin care va fi finanțat acest proiect de la 10 milioane de euro până la 40 de milioane de euro. Doamne ajută, domnule ministru, cam atunci s-a schimbat, sau cât mai zic.